Bun, eu sunt Patrick și bine v-am regăsit la un nou episod de Mai Summer Car. Am văzut că v-a plăcut mult episodul anterior. Mulți mă gândesc, eu că ați fost curioși să vedeți cum o să continuăm, să zic așa, cu construcția motorului, adică nu a motorului, a mașinii. Și astăzi, de ce nu, am zis hai să fac și un episod, oricum urma să fac și Mai Summer Car. Și am zis că hai să-l fac acum dimineață, să nu mai stau să-l fac seara. Bun. Dacă vă place în continuare, să nu uitați să apăsați și butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult ca să mai continui să filmez seria asta. Și acum, dacă vă gândiți ce o să fac în episodul ăsta, v-am zis eu vă în episodul anterior că trebuie noi să ajustăm ceva la motor. Așa că o să vă și arăt. O să luăm această șurubelniță. Hai să vedem. Ați văzut că am avut probleme la motor chiar în episodul anterior când mi-am montat astea. Hai să... Îți spuneți cât am aici. Aici nu pare bine să fie aici. Așa că... Normal ar trebui să fie 11, ceva când o pornim. Așa am văzut eu la mulți care aveau motorul făcut 100% în stare perfectă. Șurubul ăla. Ca să nu mai stau să dau piesa asta jos, mă băguiesc așa și o să o vedeți. Practic e de la carburator care e sub ăsta. Acum să vedem. Nu știu cam cum funcționează, trebuie să desfăcut șurubul ăla. Oprește mai. Bun. Nu înțeleg ce are ăsta ea. Ceva n-am pus vreun fir bine. N-am pus fir deloc la nebunia asta. Da, n-am fir. De aia nu mergea alea așa de bine. Ați văzut că tot... nu știu, să schimbați numărul acolo. La 14, la 13. Unde-s alea de la bord? Ceva cu dashboard connector. Asta-i. Mă, tu dai un fir? Păi, că da. Hai să văd. Să mai desfac. Așa. Cred că e bine. Cam cât e turația am când sunt? 900... Ceva de genul. Ceva de genul. Deci am făcut-o. Nu m-am gândit că o să fac chiar atât de ușor. Am gândit că o să stau iară să-mi bat capul, dar uite ce ușor am terminat. Bun. Și acum cred că mai urmează să ne mai comandăm și noi ceva părți. Deci nu știu ce să comand. Să comand cred că de exterior ceva în episodul ăsta.
Hai să mai verific totul și asta. Sau ulei în general. Aici n-am nimic, deci n-am, nu mi s-o scorsi bine. Dipstick caut. Da, întreb ulei de motor. Acum nu știu. Iară plouă. Cred că s-aud de tare pantofoi când ies afară, așa-i? Cred că da. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că vă abonați. Am 49 de abonați și la 50 am zis că o să fac și acel Q&A special. Bun, cred că atâta. În rest nu mai am nimic să fac la mașină, acum e în regulă. Hai să comandăm ceva. Să închid de asemenea ușa. A, nu e aici, am crezut că e în casă. Am uitat că nu e în casă. E aici. Hai să vedem ce să ne luăm. Acum m-am gândit să-mi iau ceva pentru exterior. Roz nu mai îmi iau, astea-s bune. Nu mai stau să-mi iau altele. Dai să mă gândesc. Asta vedeți și voi cât de scumpe îs. Nitro nu cred că o să-mi iau. Eu m-am gândit să-mi fac mașina așa, ca o mașină normală, nu o mașină de curse tunată cu nitro, cu porcări. M-am gândit să-mi o fac așa normală, să-mi o las cum îi. Doar dacă o să mai impun eu câteva carburatorul ăsta e de curse, poate că o să-l pun, dar mai încolo, în episodul ăsta. Hai să-mi iau, ăsta îi zil. Radiator. Da. Nu cred că o să-mi iau volanul ăsta, chiar dacă ăla am văzut că e mai ăsta e mai interesant, pentru că are, cum să zic, vedeți că are găuri și prin găurile alea așa o să pot să văd când pun cheia în contact, că durează mult până să caut așa până găsesc contactul, e ceva. Astea două sunt importante, toba asta. Și de asemenea, dacă mi-o iau pe asta, trebuie să-mi iau și pe asta. Asta le iau în episodul viitor. Am luat radiatorul, carburatorul nu, nitro nu. În rest, cred că atâta în episodul ăsta. Pentru că oricum o să coste ceva astea. Hai să las aia acolo, să salvez. Este dacă plouă și nu prea îmi place. Cât e ora? De 6 seara sau dimineața? A, deci vine și apoi dacă mă duc să dau plicul sâmbătă, iar că trebuie să aștept până luni. Pentru că duminică la magazinul ăla e închis. Hai să salvez. Nasol rău de tot jocul ăsta câteodată. Dar n-am ce să-i fac. Sper... Aș vrea să fie 6 dimineața, dar nu cred că e 6 dimineața. 6 seara. Cum mai aproape 8. Eu zic că mi-a dispărut asta. Că mai de mult când salveam asta nu dispărea, nu. Nu rămâne acolo. Nici nu știu ce să fac.
Aș vrea să încerc să văd dacă merge bine mașina. Unși pe 8. Da, cam așa. Nu știu ce să zic. Ce să fac. Bine. Hai să o duc să văd. Bun. Să-mi pun centura și mă duc. Hai să vedem cât de... dacă mai iese fum. Sau cât de bine merge. Nu știu, numărul ăsta deja e ciudat. Scade. Nu urcă, acum scade numărul. Și parcă mai... cred că trebuia să mai ajustez mai... Dacă eu m-am dus cu a 3-a la 100. Vedeți, numărul ăla e la 9,9. N-am mi s-a întâmplat niciodată așa. Cred că trebuia să-l... să-l ajustez puțin mai mult. Mai... la putere mai mare. Parcă am put... parcă nu mai are așa mare putere acum mașina pe cum avea înainte. Ce ciudat, nu știu, numărul ăla e ciudat. Că scade și nu mi s-a întâmplat niciodată să scadă. La 100! Asta nu-i bine. Uitați, numărul ăla e la 100 și ceva. Bar, nu am ce să-i... ce are mașina. Deci nu știu ce să-i fac la mașina asta. Cred că stau de jumătate de oră să-mi bat capul cu ceasul ăsta. Deci astea trei merg bine, n-am nimic cu ele. Ăla merge, bateria se încarcă și ăsta... cu presiunea apei merge. Nu înțeleg astea de ce nu merge. Ia, vedeți voi cum de la 11 la 12. Nu știu, ceva e neregulă cu asta. Și cel mai ciudat lucru e când... când se încălzește motorul, nu, normal ar trebui să urce numărul, nu să scadă. Dar asta scade, nu știu de ce, dar scade. Oricum, foarte ciudat. E foarte ciudat carburatorul ăsta. Și cred că o să duc eu mașina pentru episodul viitor la reparat. Pentru că eu n-am ce să-i fac. O să o duc să... să o mai... seteze înapoi carburatorul și porcăriile alea. Pentru că eu n-am ce să-i fac. Da. Chiar dacă n-am făcut mult în episodul ăsta, eu o să-l închei. O să pregătesc eu să vă... o să pun asta cu mine, o să o duc eu pentru episodul viitor la reparat și în episodul viitor o să o iau de acolo. Sper că v-a plăcut chiar dacă n-am făcut mare lucru. Măcar ați văzut și voi cât de... greu e jocul ăsta. Pentru că
Vedeți și voi, o mică chestie, o mică problemă la mașină. E foarte greu să o repari. Eu aici cred că o să închei episodul. Sper că v-a plăcut și să nu uitați să apăsați și butonul de like. Pa, pa!